Este oficial, Kim Kardashian a depus actele de divorț după șapte ani de căsătorie cu rapperul Kanye West. După mai multe zvonuri de despărțire, cei doi au decis să pună capăt relației. Aceștia au de împărțit o avere considerabilă, cei doi au decis însă custodia comună a celor patru copii minori. Kim Kardashian a cerut oficial divorțul de rapperul și antreprenorul Kanye West. Nu se știe cu exactitate care sunt cauzele rupturii. De mai multă vreme însă există zvonuri că relația lor nu ar mai funcționa. Potrivit presei americane, despărțirea s-ar produce pe cale amiabilă, iar Kanye West ar fi fost de acord și cu o custodie comună pentru cei patru copii ai cuplului. Potrivit CNN, în cererea de divorț, Kim Kardashian citează diferențe ireconciliabile și cere această custodie comună pentru minori. De asemenea, în solicitarea de separare este citat și un contract prenupțial care privește bunurile lor. Vedetele ar avea de împărțit și o avere comună considerabilă de peste 2,1 miliarde de dolari. Încă de la începutul anului, cei doi trăiesc în case separate. Kanye West se stabilise în Wyoming, în timp ce Kim Kardashian rămăsese în reședința familiei din California. Cei doi s-au căsătorit în luna mai 2014 într-o fortăreață medievală din Florența. Au împreună patru copii. Kim Kardashian a devenit celebră în 2007, când a participat la un reality show despre spre familia sa. Vedeta a avut succes și în afaceri în diverse domenii, de la o aplicație pentru telefoane până la cosmetice. Revista Forbes îi estimează averea personală la 780 de milioane de dolari.